Dragi români de pretutinde, ziua de 24 ianuarie 1859 a intrat pentru totdeauna în istoria și conștiința poporului român ca ziua Unirii Principatelor Române, sau așa cum mai știm cu toții, Mica Unire. Unirea Principatelor a fost un proces care a început încă din anul 1848, bazat pe puternică apropiere culturală și economică între cele două țări. Mai întâi are loc unirea vamală între Moldova și Muntenia, sub domnitorii Mihail Sturza și Gheorghe Bibescu. Astfel, la 5 ianuarie 1859, la Iași a fost ales în unanimitate domnitor Alexandru Ioan Cuza. La 24 ianuarie același an, la București, este ales același domnitor. Și astfel are loc înfăptuirea Unirii Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Corala bărbătească Evanghelismos din Piatra Neamț, împreună cu Biblioteca Județeană, omagiază această zi măreață prin cântec și poezie. Vom interpreta în această seară câteva piese patriotice și vom recita câteva poezii. Vă dorim audiție plăcută! Pentru veci, independența. Mai înainte,
Mihai Vodă, cel de nimeni biruit, a luptat și într-o țară pe toți frații ne-a unit. Noi, copiii României, știm ce avem de apărat și jurăm la toți strămoșii să păstrăm ce ne-au lăsat. Să vină să-ți trec la pas, 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 să vină să-ți trec la pas,
Egil Carianopol.